Primăria Municipiului Rădăuți, Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Horodnic de Sus, împreună cu Asociația Clavier Art, derulează în perioada 28-30 aprilie concursul internațional de interpretare pianistică Bucovina Muzicală, care va reuni tinere talente din țară și din străinătate. Aflat anul acesta la a doua ediție dedicată omagierii lui Ciprian Porumbescu, concursul se adresează tinerilor care studiază pianul în instituțiile de specialitate și în mediul privat și are trei secțiuni. Concurenți care studiază în instituțiile de specialitate, în regim privat și concurenți care studiază pian complementar, disciplina desfășurându-se pe 14 categorii de vârstă, elevi și studenți cu vârstă cuprinsă între 6 și 25 de ani. Juriul concursului este alcătuit din personalități de seamă ale muzicii clasice din țară și de peste hotare. Vineri, de la ora 17, la Casa de Cultură din Horodnic de Sus va avea loc deschiderea oficială, iar sâmbătă, după probele de concurs, la ora 19, puteți aplauda recitalul laureatei care a obținut marele premiul al primei ediții, Sofia Cherecheș. La gala laureaților vă invităm duminică 30 aprilie, începând cu ora 17, tot la Casa de Cultură din Rădăuți. Concursul este distins cu premii în valoare totală de peste 15.000 de lei, câștigătorul marelui premiu primind suma în valoare de 2.000 de lei. De asemenea, Muzeul Național George Enescu din București oferă laureaților premii speciale pentru interpretarea lucrărilor muzicale românești în anul Ciprian Porumbescu. Așadar, vineri, sâmbătă și duminică așteptăm iubitorii de muzică clasică la concertele noastre și precizez că accesul în sală este gratuit.